Sub lumina trandafirii a unui blând apus de soare, pământul pare adâncit într-o odihnă neclintită. Frunzele ațipesc, pregătindu-se pentru tihnitul somn al nopții. În depărtări, miriștile scânteiază singuratice ca niște țesături de fir. Iazul își așterne fața umedă, sorbind până în adânc din lumina sfințitului. Din jos, din văi, răsună talanga, iar pe deal, în vii, doinește fluierul. În aer, un popor întreg de rândunele se pregătește de plecare. S-au adunat rând pe rând prin părțile acestea și, de bucurie, în zbor nebun, străbat văzduhul ca niște săgeți. Atrase de întinsul sclipitor al iazului, ele se lasă deasupra lui ca o perdea, apoi, răzlețindu-se în ciripiri ascuțite, se avântă cu toatele înspre păduricea de sălcii. Ascunzându-se, rătăcesc prin frunzișul răcoros, apoi o iau de-a lungul miriștilor și iar se întorc în bătaia lină a aripilor. De după deal vine în zbor rotat un uliu. Pasărea de pradă pare că nu ia în seamă mulțimea păsărilor călătoare. Ele îl zăresc. Un strigăt de îmbărbătare și stolul întreg năvălește la luptă. Uliul ocolește iscusit prin aer și piere cu repeziciunea fulgerului dincolo de deal. A scăpat. Rândunelele, vesele de această fugă, plutesc sus, crezând că lor mai vedea. Zarea rămâne însă limpede și dânsele se întorc obosite de se înșiră pe vârful șurelor de paie. Pe prispa casei, copilașul numai în cămășuță, cu capul gol, urmărește de mult jocul stolului de păsări, printre care se află și cei trei pui ai lui, din cuibul de humă de sub streașină. Îi căpătase în dar de la mămuca lui. De câte ori era neastâmpărat, mămuca îi zicea: "Fii cu minte dacă vrei să-ți dau puii când or crește mari." Și el a fost cu minte. Puii au crescut mari, dar în urmă au zburat. El îi văzuse cum au ieșit zilele trecute de s-au jucat prin aer, dar parcă niciodată nu zburaseră mai mult ca astăzi. Și-și cunoștea el destul de bine puii. Sunt cei de la mijlocul șurii din dreapta, trei, unul lângă altul, sau cei de lângă aceștia, dacă n-or fi chiar cei de la capăt. Toți parcă seamănă unii cu alții. Și-s așa de sus, așa de sus. Păsărelele s-au odihnit puțin, apoi și-au șoptit nu știu ce, au scos un strigăt vesel și s-au ridicat deodată cu toatele. Câteva dintre ele s-au despărțit o clipă din stol, au atins ușor streașina casei, apoi s-au pierdut iarăși în mulțimea celorlalte. Puișorii copilașului își luau rămas bun de la el și de la cuibul lor de humă. Stolul mai ocoli de vreo două ori iazul, apoi se înălță și porni încet să lunece înspre asfințit. Copilașul privi lung stolul care se pierdea ca o fluturare în adânc, apoi duse mânușițele la ochi și începu să plângă. Maică s-a aruncă furca și veni în fugă de-l luă în brațe. În cuvinte desmiertătoare îl întrebă ce are. Copilul nici nu poate vorbi de atâta năvală de lacrimi. Întinde mâna spre cer, îi arată stolul care lunecă în zbor necurmat și de-abia îi poate șopti: "Puișorii!" Mama îl strânge la piept și îl sărută cu drag. "Nu
plânge puiul mamei. Au să se întoarcă înapoi la primăvară. Copilașul se liniștește. Punând mânușița deasupra ochilor ca mămucă sa, privesc împreună stolul pe zarea depărtată a cerului. Și lumina slabă a duiosului asfințit de toamnă le înneacă ochii înrourați acum la amândoi.